nou te duci internațional cu o echipă de nouă, tânără, foarte ambițioasă, cu care sperăm să schimbăm total brandul Volvo și imaginea Volvo pe partea de vest a țării. Standardele Volvo s-au schimbat, showroom-ul și partea de service s-au trebuit aduse la noile standarde pe care le cere Volvo. Anul 2021 a fost un an excelent. Clienții Todoruți Internațional au căutat pe lângă partea de siguranță la care Volvo excelează și o latură de tehnologie de ultimă generație. Volvo aduce această parte de tehnologie de ultimă generație pe mașinile sale și aici mă refer la hărțile oferite de Google, inclusiv Google Assistant. Anul 2022 vine cu două modele noi pentru Volvo și pentru clienții săi, și anume XC40 și C40, complet electrice, în tren. Pe parte de evoluție în electric, o să meargă pe o autonomie mai mare, vorbim de plug-in hibrid, să ne ducem undeva către 90 de kilometri, autonomie în full electric. Automat aici ne scade foarte mult și consumul de carburant. E o mașină care te ajută foarte mult pe oraș, este o mașină care te poți baza pe concediile lungi și povestim de un upgrade la sistemul de city safety, la chestia de frânare pietoni, avem avertizare, respectiv frânare și la animale. În principiu cam Volvo merge pe siguranță, respectă în continuare chestia asta și aici o să lucreze foarte mult. Avem o abordare similară cu cea firmei Volvo. Ei mizează mult pe safety și pe treaba asta de eco-friendly, iar noi ca și cramă Petrovaselo suntem o cramă ecologică, mizăm foarte mult tot așa pentru respect față de natură și safety pentru consumator. Avem vinuri organice, deci foarte respectuoase pentru organismul uman.